Lucrările de reabilitare de pe strada Caracal sunt în plină desfășurare. Firma constructoare lucrează cu 8 utilaje și 17 oameni și a reușit să finalizeze refacerea trotuarelor. Chiar dacă numele nu o prea arată, șuricelul de asfalt face mare parte din treabă. Vorbim despre o mașină care reușește să sape în medie 10 metri pe minut. În acest moment se lucrează intens la dezafectarea bordurilor și frezarea carosabilului. Chiar și în aceste condiții, circulația nu este închisă, ci doar restricționată. Reprezentanții firmei care se ocupă cu reabilitarea străzii spun că lucrările se vor încheia înainte de data prevăzută în contract, graficul de lucru fiind unul bine stabilit. Termenul de finalizare este de 5 luni, dar 4 vor fi suficiente. Așa cum am promis, în luna martie, la începutul lunii martie, am promis că vom intra pe zona tronsonului 2, se vede că stăm deja foarte bine cu lucrările, suntem chiar peste așteptări, n-am lucrat cu frâna de mână trasă. Lucrarea a fost eșalonată încă de la început pe tronsoane de drum, în așa fel încât circulația să nu fie total închisă. Abia în momentul frezării carosabilului se vor institui restricții, iar pentru fluidizarea traficului, așternerea asfaltului se va realiza în timpul nopții. Probabil că atunci când vom ajunge și aici să frezăm suprafețele degradate, atunci vom închide un sens de circulație, vom marca provizoriul celălalt sens și se va circula pe două benzi acolo, ambele sensuri. Așadar, nu mai este mult de așteptat până când gropile din carosabil vor fi acoperite, iar zgomotul asurzitor al utilajelor care lucrează pe strada Caracal va înceta. Până atunci, puțină răbdare!